Bine m-am regăsit, guys, la un nou episod din Mario Cell, viața la pușcărie, știți deja, am ajuns la carceră. Dacă n-ați văzut episodul anterior, duceți-vă și uitați-vă neapărat. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoade de Mario Cell cât mai des și să vă abonați dacă sunteți noi. Astăzi o să avem o zi lungă, așa că hai să nu mai stăm la discuții, să-i dăm drumul la treabă, guys. Haideți să ne ridicăm și noi de aici, să vedem oare când ne scoate și pe ăștia pe aici, pe bune. Oare mai e Bibi cu noi în partea cealaltă? Ah, super, stai că a început și... Ne-am trezit bine. E bine, ia uzi. Mamă, fie al naibii să fie de alarmă. Neața. Două blonde visez și eu și... Ah, oh, drag cu alarmă. Neața, bombonel, hai. O să ies? Apară la prezență. Da, da, da. O, blonde visez și eu și m-au trezit. Nu știu ăștia. Mamă, frate. Deschideți-mi căruța asta de... Hai, bă, ușor. Puteți. Nu mai vreau niciodată la carceră. Nu mai vreau niciodată la carceră. Mamă, poate mi-au adus și mie hainele alea, că pe bune. Neața cap de bec. Neața cap de bec? Gagica asta nu este de aici? Shirindian, calmați, ha. Tu să nu crezi că ai dormit bine? Uitat ce ai făcut acum. După mine la prezență, liniște acum. Ai dormit bine? Da. Bine, hai. Sperați la polițistul ăsta. Da, trebuie după polițist asta. Bă, dar eu tot nu știu pe ăsta cum îl cheamă. Auzi, da, bărbostule? Da. Pe tine cum te cheamă? Pe mine? Da. Poți să spui Geană. Geană? Da. Am înțeles, bine de știut. Vorbim noi mai încolo, da? Da, da, da. Ok. Acea acolo că, da. Hai, jos, prințe. Știți că ne spuseți de un plan, știi? Pe cuvântul meu, ardei un pic cu smutână am mâncat aseară. Tu ești prințesa, mă, noi. Prințesa în față, boule. Pe ce lași în spate? Mamă. Ceilalți prizonieri nu s-au trezit? Ba da, hai, hai, scularea. Să te zici, să te zici. Scularea, fetelor. Să te hai. Mă, dar mi se pare mie sau sunt mai mulți polițiști astăzi? Sunt parcă mai mulți polițiști. Mă, mai bartă de sânge. Aoleu, să fie o zi lungă iară. Deci am bună dimineața, bună dimineața. Ce fac fetițele? Bună dimineața. Ce fac fetițele? Power puff. Ați dormit bine? Ați dormit bine. Aline toți. Aline de... să vină domn. Mă. Așteptam să vină domn comandant. Bă, dar chiar, uitați-vă și pe cum arăt, pe bune. Nu-mi place deloc cum arăt. Vine domnul, hai că vine domnul comandant, abia așteptăm. Imediat. Cred că dacă mă aștept mult după el, o să aștepte și el după mine. Băi, liniște acolo. Ce facem astăzi, domnul polițist? În picioare. Ce se întâmplă astăzi? Bună dimineața. Să mergeți la sală. Ăsta e la șmecher, frate. Șmecher, aveți domn patron acolo. Și după la duș. Dar ăsta cred că era la prietenos cu mine, nu? Ăla era la prietenos cu mine, cred că. Cred. Să trăiți, domnul. Hai să începem. Pistol, unde ești? Prezent aici. Deci ăsta e pistol, hai să vedem. Prezent aici. Mirel. Să vedem. Mirel? Aoleu. Mirel? Căutați-l pe ăsta. Eu nu am văzut nimic. Mirel nu e aici, bă. A fugit, bă. A fugit, bă. Către toate echipajele, căutați-l pe Mirel. Aaa. Păi, mi-a cerut voie? Poate să plece de aici? A primit aprobarea mea? Mirel nici mai știu poate cum arăta. Poate da, eu, pe acolo, să vezi ce-i fac când îl prind. Nici mai știu cum arăta Mirel, frate. Poate doamne, eu fic pe acolo, pe sus. O să fie penalizat pentru asta, cred că. Toți îl căutați. Fie penalizat de mine, mai. Căutați-l pe Mirel. Nu mi-a... Căutați-l pe Mirel. Așa, căutați-l pe Mirel. Aoleu, șefule, ce mă îmbrâncești așa? Doamne. Mirele, Mirele. Poți și tu să treci frumos pe lângă mine? Alex. De altă, îți dau valoare. Prezent. Bombonel. Ești acolo, te-am văzut. Mariusel, bă! Bombonel. Gianni. Michichielu. Bă, dar sunt Mariusel, frate. Gianni. Da, aici, dar te-am spus cum să spui de aici încolo. Trece-mă domnul Gianni pe Carlos. Domnul aici, Gianni. Din păcate. A, Gianni de la Giana. Mi-am trăit spatele astea cu tine pe facultatea viții. Gianni. Aici.
Bun. Colegu, ocupă-te de idei, mă duc să las actele. Bine. Și văd ce facem cu Mirela ăla. Hai că vin și eu cu tine să las actele acum. Aloli! Aloli! Bă, da, dacă Mirela reușește să scape, cred că pot și eu. A, nu cred că a scăpat așa ușor. 30 și 40 minute afară, aer liber. După, o să stați în celule, o să vină masa. După masă veți merge la sală. Și de la sală o să mergem direct la duș. Iar mă pune să mă spăl, să mor deja că obiectat? Am pus șampon în gura mea de... Bă, liniște, am zis. Am și eu ceva de obiectat. Ia spuneți. Dacă scap să pun-o pe jos, ce se întâmplă? Te caci pe el. Nu... Bun, mai puțină vorbă mișcare. Și indian. Hai târfelor, hai târfelor. Genial. Haideți, bă. Gata, gata, mă mișc, domnul, mă mișc. Bă, dar v-ați făcut mai mult să mor. Erați mai puțin, parcă. Fii atent, îmi șută-mi-l de mie. Bă, da, te bagi. Bă, mișcați, mă. Hai, băi. Mamă, să ieși acum lumina. Sunteți gata să vorbim? Sunteți gata să vorbim? Mamă. Ne-ai numărat cu legul să vezi că tu? Da. Oai, dă capul meu și cu ochii mei. Mamă, lumină. Mamă. Mamă, lumină. Mă dor ochii. Aia, e curat. Bine că am ochelari ăștia de protecție, că altfel... Era nașpa situație. În acest moment aveți toți 40 de minute. Se reflectă frumusețea fetei astea în ochelarii mei. Bobonel, mă auzi? Da. Ăsta de unde ai țigara? S-a venit... Asta-i țigara mea. Domnul face. Ce s-a întâmplat, domnul? S-a venit îmbrăcămintea. Mi-a venit îmbrăcămintea? Da. Tot țigara de pe jos. Haide după mine. Bine. Vin și-o, colegu? Vin, mă întorc imediat, da? Mersi. Ai grijă, vină cu acestea în brațe. Așa. Alo, 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 alo. De unde ai cu ce? A fost de bună dimineață, n-am voie nici măcar să iau în brațe. Se păstrează o distanță, nu aveți voie, îmi pare rău. Alo. Hai. Momentan ți-a venit doar tricou. Doar tricou? Da. Alo. La penitenciar. Și restul când vin? Colegul. Și pantaloni și papuci o să vină peste o lună. Peste o lună? Da. Până îmi vin mie pantalonii și restul... Și ai grijă cum ți-i compurs până atunci. Da. Până îmi vin mie, eu cred că o să scap de aici. Aoleu, domne, m-am săturat deja închisoarea asta. Ce crede, dar ce să fac? Sunteți preferatul meu, să știți, domne. Dovezile sunt cam solid împotriva ta. Da, domne, dar să știți că sunteți preferatul meu dintre toți gardienii. Cred că pe ăsta au spus mă bazez, poate să scap sau ceva. Știi de treabă, da. Ăsta mi se pare cel mai ok ca să poți să ne ajute. Cer să ajut și eu cum pot. Să trăiți, domnul. Aveți pe aici. Mamă, iar la domnișoara asta. O da ce prezență, domnul cap de ou. No. Ați venit după haine, nu-i așa? Da, cu coană, da, am venit după haine. Ce colega, vezi că-i pachetul 27483. Ce mărime avea? Venit azi dimineața XS. Vezi că e la galben care e doar tricou. Spui că i-ai luat haine de femei, că alea sunt mai mici. Doamne, frate. Mai bine îmi dădeați un XXL și aia era măcar. Mai făceam ceva. Uitați-vă acolo. Uite, hainele, vezi că se poate să fie curos, să nu te superi că de la femei. Da. Așa. Dați-le încoace. Despachetați asta și dați-mi tricou. Mulțumesc. Mă îmbrac aici? Păi poți te îmbraci aici. Bine, hai că mă îmbrac aici. Stai să mă întorc. Gata, domnișoară, vă puteți întoarce. Așa te-ai schimbat? Da, îmi stă bine sau? Stă, de ei nu stă. Haideți, doamnă, că-mi stă bine, uitați. Dar ce cu numărul ăsta după mine? Ce înseamnă? Este numărul de la ce... ce persoană? Numărul de înregistrare, colega. Ascultă-ți pe colegul meu că este foarte inteligent. A, și dumneavoastră nu prea așa. Dumneavoastră nu prea așa. Eu nu mă ocup, eu mă ocup cu astea, cu calculatoarele. El nici măcar n-a avut calculator în viața lui. Eu sunt mai pe partea de IT, știți? A, sunteți deșteaptă, cică, nu? Hai că e. Dacă e colegul, tu taci din gură. Cu greblele alea la gene. Ai greble la gene. Da, și că tu ai părul ăla. Și cum se crescut în viața ta păr. Acum ce să fac? Am avut și eu ghinionul meu. Dar ce cu lanțul ăla de aur la tine? Unde te crezi aici? Arată valoarea mea. Hai, lasă-mă că m-am plictisit de tine, pa.
Păi să nu te împiedici, că ești cam spun. Aaaa, olo, câte comentarii pe domnișoara asta, nu-mi place deloc de ea. Ce zici, colegul? Vrei să ai o vizită cu el? Ok, vrei să vorbești cu ok. Vrea domnul director să discute cu tine. Domnul director? Da. Al închisorii? Da. Aolo. E de rău? Nu neapărat, e ceva oarecum. Vine și eu. Vine și dumneavoastră? Da. Perfect. O să te suți spune acolo. Mamă, nu mă lasă. Voiam să intre el primul, dar nu mă lasă, frate. La cantină. Pe aici. Eu când spun. Ia uite, frate. Pe aici. Pe aici? Da, tot înainte. Mamă, nu știu pe unde se iau, că nu. Uite pe aici. Unde naiba mă duce asta? Pe aici? A, da, tot înainte. Mamă, aici e infirmeria? Da, e infirmeria și sus e biroul domnului. Sus, domnul birou, am înțeles. Bă, mai învățăm din închisoarea asta, trebuie să ne dăm seama și unde sunt fiecare zonă, cum este zona, știi? Că trebuie să facem un plan de evadare cumva. Unde e aici? Uite aici. Este aici? Stai să bate la ușă să-mi deranjă. A. Să trăiți, domnul director. Să trăiți. Ce faci, salut, coleg. M-ați chemat? Da. Ce faci? Am făcut ceva rău? Aici. Nu mai ai făcut nimic în momentan. Atunci ce s-a întâmplat? De ce m-ai schimbat? Vreau să vorbesc cu tine. Spune și mie cum îți place, cum te simți aici. Îți place? E frumos la noi? Nu prea îmi place. De ce? Mai ales de domnișoara de la intrare, nu prea. Face mișto Maricica. De toată lumea. Maricica o cheamă? Maricica știu că o cheamă. Maricica, auzi nume. Trebuie să zic așa. Cum știi că eu e Maricica? Vedeți că... Ia spune-mi și mie, te-ai certat cu cineva? Am auzit că ai fost pe la carceră, ce s-a întâmplat? Da, mă încep-o bine în prima zi, ce pot să zic? Am avut de-a face cu Gianna, cred că îl cheamă? Gianna, da. Sfatul meu e să nu prea te alizi cu el, să stai cu el, să vorbești, pentru că te bagă numai în velele. Da, domnule, eu îmi doresc doar să scap. Să scăpați? Da, dar să scap legal, adică să terminăm cât mai repede situația asta, să mă duc acasă. Nu, no, stai chiar să... Despre tine ai 2 ani, parcă, nu? Da, 2 ani. Într-un an, dacă ești cu mine, ai putea să scapi de aici. Într-un an? Dacă îmi faci niște favoruri, dacă... Depinde. Da, domne. Asta pentru asta m-ai schemat? Da, vreau să-ți dau ceva de făcut. Ceva de făcut? Spuneți, domne. Da. Vreau. Am auzit acolo, Gianni era afară cu niște băieți și vorbeau de nu știu ce cuțite, de nu știu ce chestii. Și cam vor, cred că vor să tai gratilele de afară, dacă știi. Cum ieși în stânga este... Bine, au mai încercat să evadeze pe acolo și e cam slab gardul. Și vreau să stai cu ochii pe ei, o să-ți dau o chestie. Ce chestie? O să apici două. Cum? Stai puțin. Să vorbiți mai tare, că am probleme cu auzul. Stai puțin. Da. Așa. O să-ți dau un telefon. Un telefon? Da. Să știi că nu poți să sun de pe, nu poți nimic. Este doar pentru alarmă. Dacă se întâmplă ceva, te rog să apeși pe acest buton. O să ai acolo un buton, nu-l apeși și noi vom fi... Dar dacă s-a aflat... Că te-am trimis să faci chestia asta. Nu cred că o să mă ieși de aici. Ok, domne, dar nu pot să am de ales dacă vreau să fac treaba asta sau nu, că eu vreau să... Sincer, nu. Dar de ce fix pe mine, domne? Uitați-vă la mine și-a bătut toată lumea joc de mine. Cine s-ar fi așteptat la tine? Nu știu. Păi, vedeți? Așa, și îți promit și eu o mică protecție. Împotriva, cartenul, că am auzit că te cam ia cineva la mișto de aici. Toți! Mai am puțin prietena mea. Mic. Ai prietenă? Da. A, domnișoara nouă este prietena ta? Da. Trebuie să zic asta. Am înțeles. Și cum o cheamă? De ce întrebați, domnule? Sunt doar curios. A, cheamă... Andreea. Andreea. Păi, uite, dacă tu faci ce spun eu, o să avem și grijă de
Bine, domnule. Dați-mi telefonul și aici, mă duc. Acum am trecut pe la Genie, dacă mă înțelegi. Mulțumesc de telefon. Deci ziceți că nu pot să fac nimic cu el, nu? Și dacă mi se duce bateria la el? Nu o să vi se ducă, pentru că o să ai un gardier care mereu îl va lua seara când vezi dormi și va încărca. Am înțeles. Oricum, cartele n-ai de unde să faci rău și de test. Bine, domne. Altceva mai este? Păi, nu știu, vrei să urăși ceva? Ai nevoie de ceva? Nu știu, domnule, tot ce aș vrea ar fi... Două secunde. Da. Ia uzi, au venit niște vizitatori. Pentru cine? Pentru tine. Pentru mine? Da. Aolo, dacă-s ca vizitatorii ceilalți, nu mai vreau. Nu știu, colegul tu la vin. Hai, acolo ce este domnul? Unde? Acolo. E biroul doamnei secretare. Am înțeles. Bă, trebuie să văd unde au ăștia armele. Să regăsesc locul de unde au armele. Să-l apeși doar la situație extra. Da. Ha, bă, am o posibilitate acum de buton ca să-l activez în caz că se întâmplă ceva de scăpare. Și urcă scările sus. Da, are. De fapt, știi drumul. Dorme o noapte bună, a? Dorme o noapte bună, îți dau eu ție. Livi, vezi că am o vizită. Da. Poți să vii și tu cu mine? Da. Hai, vino cu mine. Cine e? Nu știu cine e, că nu-mi spun niciodată. Dacă e ca data trecută, nu mai vreau. Prea se uită ăștia efectiv la noi. Aici unde ne va trebui să iau? Pe aici, pe la dreapta. Aici, la dreapta. Uite că sunt panouri. Ai tot drumul de aici? Da, domne, nu prea am, știu eu. Telefon. O să dau și un telefon, bă, lui maică-mea măcar. Marcel? A. Da. Să rămână. Mămică. Să rămână. Ce faci? Uite, bine, voiam să văd ce faceți voi, aulă, dar ce urât ești în galbenul ăsta. Vezi că mie îmi place, abia m-am adus costumația. Ce te cați în mămica asta? E, vreau să nu rup chestiile pe aici, că m-am enervat. Crezi că mie îmi place portocaliu ăsta așa? Am mult galben, hai nici măcar portocaliu. Hai că nu-ți prinde așa nașpa. Nu prinde așa nașpa, zici. Bueno? Ai venit și tu? Mamă, ce-aș vrea să te iau în brațe. Da, pe mine nu? Și pe tine, dar pe el nu l-am mai văzut data timp. Și aș fi vrut să-l iau în brațe, să... Nu te-am, decât te-am auzit la telefon, te-am mai văzut de o grămadă de timp. Așa, vezi că ți-am adus o zacuscă. Am înțeles, dar noi trebuie să stăm aici sau... Hai să ne împuntăm la o de-asta mai îndepărtată de pe acolo. Că nu vreau să aud ăștia ce vorbim. Chiar nu vreau. Așa, mamică, mă auzi? Te aud. Deci, vezi că ți-am adus o zacuscă cu o pâine. Mi le dai pe mușcă? Treaba aia acolo din dreapta. Da, las că o să-l dau la un paznic să ți le dea. Ok. Cum e mâncarea aici? Băi, e ok, dar mami... N-ai și tu o soluție cumva să scăpăm? Bueno, ceva, bueno, nu mai poți ajuta și mine. N-ai nimic cu ce să mă poți ajuta? Nimic? Nici o soluție, ceva? Tu erai omul cu soluțiile, nu poți să stau aici atât. Dacă pușcăria asta e nouă și nu o cunosc. Cum este? N-am fost pe aici niciodată, ca să știu ce să fac. Am înțeles. Domnișoara din dreapta cine? Domnișoara din dreapta este prietena mea, tu n-ai făcut cunoștință cu ea, este prietena mea, o cheamă Bianca. Sau Bibi. Ești dreapta amândoi la pușcărie, nu? Știi pentru cine ne-a băgat aici măcar? A, păi, nu prea. Bezea cu Frederico. Din câte mi-am dat eu seama. Ce ți se pare tare în asta? Ziceam și așa. Da, deci Marcel. Da. Vreau să îmi spui dacă ai pat acolo bun. Dacă are chestii pe pat, adică să nu faci, să ieriți e la fund. E vai de capul meu. Știi că ieriți la fundul ești tu.
Păi să-i spui, te rog, acolo, dacă vrei vorbesc eu cu pasnic. Vorbește cu ce vrei tu, abia aștept să vorbești tu, dar nu ar fi o idee bună, că altfel o să fiu și mai nașpa, dacă spui tu ceva. Ai fost pedepsit? Da, am fost băgat în prima zi la carceră. Doamne, dar de ce ai fost băgat? Un idiot de pe aici, sunt mulți idioți. Numai idioți sunt pe aici. Vai grijă să nu te văd bătut. Păi nu, sper să nu. L-am bătut mai mult eu ieri, dar și el mi-a dat un capac de, mi-a strâmbat puțin fața. Abia aștept să-mi crească părul ăsta odată, parcă se vede deja că mi-e mai multe păr dacă te uiți. Parcă am mai mult păr. Oricum, mai bine cu părul lung că... Și eu vreau cu părul lung, crede-mă, dar na, nu mă mai tot în viața mea de acum, notat. Mai bine las părul lung și aia e. Cream că are și tu mai bine Marisel cu părul scurt, dar... Ăștia mă fac mai cap de ou și cap de bec și cap de tot și bomboane și toate astea, că am furat bomboane. Păi nu ești cap de bec? Scuze. Mă, mamă, și tu mă faci așa ceva? Da, știi că glumesc cu tine. Tu, baby, mai vrei ceva? Îți dorești ceva? Aveți ce să... Deci chiar n-aveți cum să mă ajutați și pe mine, bă, voi, deci era speranța mea, voi, pă bune. Dar ce vrei să fac? Păi, cum trebuie să te scăpăm noi? Nu știu, o soluție, găsiți o dovadă că n-am făcut eu ăsta, crima asta. Nu ai zis motivul pentru care ai fost băgat, ai zis doar de cine te-a trădat, cum ar fi. Tu nu știi, dar mami știe că a fost atunci, de fapt. De cine ai venit la secție, a? Crezi că am putut să vin la secție? Păi credeam că trebuie ai putut să vin. Trebuie să stai cineva și cu copilul. Aolo, copilul ăsta cine stă acum, copilul? Adevărat, am uitat de ăla. Bunicu. Bunicu. Nu l-am mai văzut pe copilul ăla de atâta timp. Săracu. Copilul ăla e fratele tău. Știu. Dar nu l-am mai văzut de când s-a născut și câteva zile. Cred că a crescut deja mare, ești nebun. Încă nu. Mai e acolo, i-au crescut vreo 7 fire în cap. 7 fire în cap? E sigur? Da. După atâta timp? Bine, e mai mare, îți dai seama acum, că merge singur, a făcut primii pași. A făcut primii pași? Da. Și am ratat? Și am ratat asta? Din păcate, da. Aoleu. Măcar să-l prind când vorbește prima dată. N-a vorbit, nu? Încă nu a zis nimic. Decă cu Gaga. Da. Să știi, dacă ai probleme, dai un telefon și venim. Adică, în sens, dacă te bate cineva, îmi spui că se duc un cuțit. Da, v-am pus să-l pascund pe unde e aici, e complicat. Hai că cred că se uită să urăt pe mine deja, cred că trebuie să vă las. Se uită baznicul să urăt pe mine. Da, dar discutam și eu cu fiul meu, adică... Mi pare rău. Deja v-am lăsat cu 2 minute în plus. Bine, pa Mariusel. Mamă mică, da vii. Da? Cât vezi mai curând, da? Da. Pă bune, fii var să pună să vă fie cu scăpatul lui. Nu vă înțeleg. O să înțelegi. O să înțelegi tu când ești mai mare. Înțeleg. Mai că scap să pun. Doamne frate, abia știi să-mi crească păruca. Uite-te și tu cum arăt. Pă bune. Acum ce se întâmple, domne? Să mergem pentru... Să mâncați voi acum. Colegii au trecut 41 de minute de când ne-a scos la aer. Puteți să-i adunați și să mergi la masă. Deja sunt. Ok. Hai. Când ăla mă? Auzi? Băi, bombonim. Auzi? Da. Tângășele de mamă. Cum? Ia vinule. Îmi cheamă iară șeful. Mamă, iară. Domnișoara era mama ta? Da, de ce? A, și el era... Da. Na, am întrebat și așa, lasă, asta mai vorbim noi, mai trebuie. Să știi că aveți o mamă foarte drăguță. Ce am? O mamă foarte drăguță. O mamă foarte drăguță? Da, da.
Hai, te mai vine. Bine, domne. Hai, coleg, mai avem jos de... Hai, adunarea toți. O mamă foarte drăguță. Hai, copile, hai. Nu mi se pare ok. Bă, okay, guys, trebuie să analizăm situația, trebuie să vorbesc cu ăla, cu Gianni ăla despre planul de evadare. Bă, liniște și linie, bă, că vă omor. Bombonel? Bă, vreți mă să-ți dau șapca aia de pe tine, bă? Bă, ia liniște, bă, Gianni. Bă, nu mă faci bă, ca pentru tine. Bă, ia liniște, mă, că mă pun acum pe voi. Bă, Gianni. Ți-l ia-ți-l, frate, departe. Vrei iar la cartele? Un bombonel îl bag în butoi. Ești bine, copile? Măcar la casă e liniște față de aici. Unde este Bianca? Domnule, dar din câte știam trebuia să fie dus la casă de copilul la pușcărie. Vreau să am și o vorbă cu cap de mentă. Care-i băie? Băi, am plecat mult cum am făcut băie de tine. Nu ca ce? Băi, lasă copilul. Băi, lasă-mă că-i pauză. Vine aici, vine aici. Nu stați mai pe capul nostru. Lasă copilul. Aveți și voi ceva de lucru? Colegii, veniți puțin. Băi, colegii, veniți. Vine cu mine cap de bomboane. Smart Franța, vă bântui. Trebuie aici? Da. Ia spune, ce informații ai primit tu? Adică informații? Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat acolo? Unde ai fost? Păi am fost la să-mi iau haine și după aceea am fost la, la vizită. Alo, nu știu ce sunt genii. Și informații ceva? Ce informații? Că n-am nicio informație. Orarul l-ai văzut al lor? Nu l-ai văzut? Orarul? Programul sau ceva? Aolo, nu m-am uitat. Ha, bombonel. De ce ai fost acolo? Păi, am fost să-mi iau hainele. Păi, nu ai văzut un program de lucru, ceva, nu știu. O să mă uit data viitoare, să mai zic că vreau să mă... De data viitoare, că vreau să vedem când putem să facem treaba aia, dacă mă înțelegi, afacerea. De alta. Am înțeles. Tu ai un plan, până la urmă, care ar fi planul? Ai vreun plan? Am un plan, dar nu pot fără să văd programul lor. Fără să vezi programul? După se prind. Am înțeles. Aștept să se bade și ei la urmă, care... fata de la, nu știu, fata de la recepție. Am și înțeles. După am descoperit camera de zi, de luat, de alarmă. Unde se pornește alarma. Ha, super. E sus acolo, fix acolo e sus. Genial, dacă, genial. Dacă opresc curentul, după ne putem face treaba liniștiți. Dar e... Dar e cu, dacă ne opresc curentul, cred că au generator sau ceva. Da, asta mai e o chestie. Oprim curentul, oprim și ușile. Așa că noi trebuie să fim în afara ușilor atunci când o să-i evadăm. E complicat rău de tot. Dar trebuie să ne gândim. Este, este, trebuie să ne gândim bine. Afară m-am uitat eu de niște locuri. Pe sus, pe acolo, doar că sper că știi să sari. Aolo. O să trească să sărim și din alții, să înălțim. Eu am mai sărit, am mai asta. Da, mi-am spart capul aici sus. Uite, vezi pe partea asta? De aici am, de aici am... semnul păcii, eu așa zic, semnul păcii. Am dar înțeles. M-am plictit și eu. Utrezesc aici în pușcărie, vreau să-mi văd și eu copii, nepoții. Deci încolo toate pachetele care le vei primi, le vei părți cu mine. Păi de ce? Îmi dai jumate din pachetul tău ca să... Păi uite-te la mine, bine. De... Păi și eu cum păi... trăiesc? Am și eu nevoie să trăiesc bine, să mă simt bine, nu? Mai am și eu plăcerile vieții. Și eu te ajut să scăpăm. Păi, cum vrei să-mi gândesc și eu ca lumea? Am înțeles. Păi de altă, da. Trebuie să am și o energie. Am stat la doamne de pișoarca asta, de bere și de rahatul ăla de pireu, că altfel nu pot să-i spun. Bine, Gianni, bine. Mamă, cred că am să am un plan. O să vă zic după ce termin de vorbit. Orice informație ai, sau orice, mai ai acces pe aici, mai ai camera aia de bebeluși, mai ai toaleta de handicap, de bebeluși. Da. Păi... Mai dai și mie informația una alta. Hai să mergem, lasă că o să fie suspect după. Ok. Da, guys, deci cred că planul meu ar fi următorul. Nu o să mă duc acum eu la sală, că cred că toată lumea acolo la sală. O să stau aici și o să vă explic exact care ar fi planul meu. Eu nu o să scoat pe Gianni ăsta, pentru că e prea periculos și prea nebun. Dar eu o să aflu tot ce știe el despre evadat. O să pun cu ce știu eu despre evadat și schemele mele, că sunt prieten cu ăsta, relativ. Și o să evadez doar eu. S-ar putea să mai am nevoie de pe cineva în afară de Bianca, dar nu vreau să scot pe Gianni.
Nu știu, spuneți și mie în comentarii dacă vreți să scoatem sau nu pe Gianni. Spuneți-mi rapid acolo în comentarii dacă ați vrea să scoatem sau nu pe Gianni aici sau nu scoatem, pentru că pare foarte periculos. Și ne ia și la mișto, vrea, e doar pe interes, practic, după cum ați văzut și voi. Nu știu, spuneți în comentarii, eu zice să nu-l scoatem. Deci lăsați un comentariu, spuneți acolo, scoate-l pe Gianni, nu scoate pe Gianni, toate astea, înțelegeți că nu știu. Eu aș zice să nu-l scoatem. E sincer, zice să nu-l scoatem. Pentru că n-ar fi bine. N-ar fi bine. Eu așa zic. Deci mai bine nu-l scoatem și o să reușim noi să scăpăm noi cumva, dar trebuie să aflăm mai exact unde țin ăștia armele. Și de ce am arme? Devine perfect, dar trebuie să aflu unde țin ăștia armele, că nu știu unde le țin. E 100% un loc undeva în închisoarea asta unde țin ei armele. Odată ce am arme și se lasă noapte și poate nu sunt așa mulți pe tură, vorba lui, trebuie să aflu programul. Da, trebuie să pregătim planul. Dar nu mai este mult și cred că o să reușim să scăpăm în curând, pentru că e posibil. Cum a zis el, a zis că sunt niște turnuri și știu despre ce turnuri vorbește, așa că ar fi destul de ok prin turnurile alea. Da, hai să mergem să facem și să ne stăl ca să nu fie suciudat. Mamă, uite pe Bibi. Mamă, ce scheme nebune faci. Da. De unde știi să faci toate astea? De unde învățați să faci schemele astea? Mamă. Haide. Una. Haide, tat. Da, bine, te-am pus să-și cum e, dar în fine, hai. Una. Trei. Patru. Patru. Poți să încerc și eu? 5. Da, poți să încerc. Da, stai să termin. Vino cu a. Scuzați-mă, că nu mai pot deja transfer. Hai, hai. Așa că aici. Una. Tu mine acolo sus și te ia aici. Două. Și crezi că-mi iese? Poate ia vezi. Pui mâinile acolo sus. Și după tragi în piept. Așa? Hai, așa? Hai, una. Hai. 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 Da, da, da. Una. Hai, sus. Bravo, uite, bravo, așa, așa, așa. Două. Hai, bă, 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 hai. Trei. Hai că poți, hai că poți. Hai, hai. 4. Bun, bravo, hai, bravo. Hai, și 5. Bravo. Ah, am obosit, gata, numai. Ușor. Dar cine e negortiv? Nu mai. Bă, taci din gură. Și fii atent la mine, Gabura, vino în fața mea și uite-te. Ia, bă, că mă uit. Primește-mi. Prințesele, 10 minute muncii. Fuck you, mother. Ce vrei, mă? Mă răsit la încercat flotări? Încerc flotări? Da, ia încercă. Dacă știi să faci. Știu, am făcut, chiar am făcut și m-am descurcat destul de bine. Ia uite-te, să spui dacă le mai descurc. Deci uite, una, două, trei, patru. Deci că e personajul, fetița. Și gata, una, două, trei, patru, cinci. Hai, care poate cu mine? Una, două, trei, patru, cinci. Bine. Una, două, trei, patru. Mamă, vă descurcați. 6. Păi tu nu vezi ce brațe avem. O să fac și eu, pot să fac și așa. Uite, Bianca lucrează. Face abdomen? Da. Uite ce face. Bă, se descurcă. Dar cu pumnul și să dai? Cu pumnul și dacă și să dau? Uite aici, ia de cu pumnul ăsta. Ce-i domnul? Uite așa. Bă, la ce te uiți, bă. Încerc să dau. Uite așa. Da, așa, ia uite. Hai. Îi trăgeam copii în timp ce mă uitam în jos. Hai, lei. Ia. Bine. E bine? Bine. Da, e foarte bine. Ia. Bună. Gata. Așa? Hai, vezi că se rupe tine. Toți pe scaune. Dar lăsați-l în pace, bă, învață că ți-a dat cu pumnul. Mamă, și ce faci? Toată lumea pe scaune. Pe scaune? Pe scaune, da. Aolo. Hai că pe ultimul loc e cel mai bine. Cine puneți? Puneți ceva de adulți? Despre ce vreți să ne vorbiți, domnul? O să vorbim despre cum supraviețuiți voi mai bine atunci. O să poliția asta, eu. Nu știu cum să spun. Hai că predai, să începem prima dată prezența, dacă sunteți toți. Colegul meu, poți începe. Maica mea nu-i prezentă. Râdeți. Ce amuzant. Amuzantule. Hai, gata, gura. Cine bun, bă? Edward. Aici. Mirel. Ia uite-mă. Pe Mirel l-ați găsit sau nu? Cine-i băine ajutorul ăsta de Mirel? Băi, colegu, ce-a făcut Mirel? Mirel la infirmerie, colegu. Și-a rupt mâna. Păi și ce n-ai spus, colegu? Păi... Alex. Prezent. Bombonel. Bă, bombonel. Bă, zici nu Marius Cel, că Marius Cel mă cheamă. Zic bă cap două. Gianni. Zici două pan.
Gianni. Să moară mama dacă nu mă treci. Nea, Gianni, acolo te tai. Carlo. Prezent, din păcate. Bibi. Prezentă. Michael. Fii fiar prezentă, prezent. Să vă fie de râs. Ce pe ora de sexologie, băiți, fiți atenți. Misionarul. Bun. Bă, cum v-am spus astăzi, să vorbim despre niște tehnici despre acțiune la pușcărie. Prima dată o să vă... să vă întreb dacă aveți întrebări. Cri, 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 cri. Aveți întrebări? Da, ăla eu, ăla eu. Da. Doamne, cum stăm aici? Deși la acolo. Ce-ți intră chiloția aia în cură? Corect. Altă întrebare. Asta Gianni și pești la... Gianni... Mie îmi pare că tu vrei să-și dă la carci. Primul sfat da. Pe care vi-l pot da dacă nu trezei de 20 de ani la pușcăria asta este să... stați departe de Gianni. Bine, ce aveți să mor cu tot. Gianni, aude, Gianni fratele meu. Gianni, tu ești prietenul meu. Aha. Seara văd eu cine mi-e prieten adevărat în pat. Deci, trezirea este la 7:30, repet. Boss? Aveți ceva de obiectat? Da, eu nu o să mă trezesc la ora 7:30, că vrei tu. Ba da, o să te trezești. Eu pe lumea asta n-am șef, nu știu cum să te ba da, ții. Eu sunt șeful tău. Domnul polizista. Tu ești șeful meu. Tu te mă cu șeful, mă, tine. Ma. Ma, mi se mor. Ma. Ma. Nu mai fac ce asta, eu nu fac asta. Da, asta eu sunt bombonel ăla cu minte. Condoleanțe. Da, pune mâna la ochi copilul. Domnul polițist. Că tot ți-ai revenit, am și o întrebare. Da. Ești bine, colegul? Am și o întrebare. Da, ce se întâmplă dacă eu nu mă trezesc la 7:30? Păi trezește auto că ai megafonul care vine și bate. Ei, uite, nu o să mă trezesc, că mi-am stup urechile. Bogameș, mai ia el de aici, Bogameș. Dar eu știi, trezim urât. Da? În mod bine. Urât. Bă, dar mânzul ăsta e cam al naibii. Aoleu, măculița mea. Unde-ai fost? Mamă, ce ți-a făcut, băi, Gianni? Mi-a băgat bulănașul ăla între picioare să mor. Bun, băi, scaua ta a fost insultajul. Acum o să mergem la masă. La masă? Nu? Ce mâncăm? Ce mâncăm? Azi ce mâncați? Căcat. Dar prăjite. Da, nu puteți să mâncați, să schimbați mâncarea. Terci dovăz cu apă sau supă fără sare? Supă fără sare. Mai bine sare. Că mă ne mâncat. Aoleu, ce faceți, bă? Dați de mâncare sau nu dați? Mă, dar de ce nu o puneți pe domnișoara? Cuptim? Domnișoara, vă, cât pleacă, vine, dar păi ea. Stai, păi, colegul, vă să repar dozatorul de cafea, că nu mai merge. Mamă, dacă n-am cafea, vă omor pe toți aici, vă omor. Ai de ce dau de mâncare acum? Să rămână, domniți, mă uit în ochii dumneavoastră și văd un viitor frumos între mine și dumneavoastră, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Strălucesc ca o rază de soare și ca... O să tai din gură să mai că nu mai vede mâncare azi. Am înțeles. Așa, ce vede mâncare în cantină? Stai să văd. Hai că avem de mâncare. Hai că avem de mâncare. Mărim de foame să mor. Aoleu, mâncați așa ochii tăi. Da, bombonele? Dacă nu vrei să-mi dai mâncare. Mărim de foame, nu? Mărim de foame. Unii de fame, băieți, astăzi fiți atenți. Mersi deloc. Două secunde să le zic și eu ceva, băieților. Băieților, desertul mi-l dați mic. Haide, s-a reparat la dacă e. Supă rece sau supă rece, ce doriți să mâncă? Căcată supă rece. E un meniu foarte variat, diferent că ce mănânci tu tot alegi între ele două. Și desert? Desertul e bastonul în gură de la polițist. Mam, porță. Dați-l un cap de balon. În gură. Da, unde o pui? O pui în tigaie? Ta, doamne, asta ne prăjește. Ne prăjește ciorba. Hai, Gianni, mai repede, ia-ți mâncarea aia odată. Da, întrebarea e, nu plec nicăieri. Băi, dă-mi mâncarea mai repede. Vă dau, uite, că sunt eu așa mai șmechiră, vă dau taco. Taco? Da, că bine, nu știu dacă expira sau nu, asta aflați voi acum. Aoleu. Da-ți mâncare. Mamă, și mă nervează femeia asta. Wow. Liniște! Mâncare! Așa, ce vrei, taco sau burger? Cum era aia cu P, I, taco? Dă-mi una și alta. Poftim, dă-mi hai. Buzele tale. Pleacă, mă, colegă. Da, colegul. Ce zi? Colegul.
Are trei. Ciao, pao. Sărona, domnișoară, cu ce am de ales? Ce faceți aici? Un burger la baie, ok? Mai mult că... Aoleu. Ță. Așa, mergi mai repede. Așa, tu... Bună, vreau și eu un burger. Bine, imediat. A, dar e meniu de burger în seara asta? E da, burger? Păi, de ce? Dominic, cine a... Păi și... Cine a întrebat? Am înțeles, ok. Mai era 16 săptămâni. Mi-a dat burger. Tu, cap de ou, ce vrei să mănânci, nou? Un burger, dacă se... Ce idou să mănânci? Un burger, dacă se poate. Am înțeles. Vezi cum se vede că e prea mare, deci cam pitit, vezi că nu cred o să mănânci. Măcar să fie bun. Să trăiască. Bă, dar chiar e ok burgerul ăsta. Chiar a zis că e mare. Zici că e Big Mac. Ce bagă Gianni în el? Băi, ce mânci așa, băi, de când n-ai mai mâncat? Ce bagă Gianni? De când eram în liceu. Uite, și te-ai primit? Și te-ai primit burger? Da. Forță. Ia uite-l, mă. Ia ziceți, bă, fetițelor. E bun? E bun, e bun, m***a ta. Colegul, când poți să-mi ridic și eu pachetul? Arată-mi și mie unde e... Unde e... Imediat. Colegul, m-a dus atunci un pachet. Hai cu mine. Uite, te duci pe acolo în față și faci cum. Am și o veste. Colega, bună. Colega, dă-și un burger. O veste bună? Da. Dar și te-ai comportat exemplarez, o să stai în cel normal. Stai aici. În celulă normală? Da, nu mai ieși în carcer. Mulțumesc. Stai aici ca să te aduc pachetul. Și poți să iau pachetul și să-l duc la mine în celulă? Vrei să-l duc eu? Nu, îl iau eu și-l duc. Mulțumesc. Ia-l. Da, stai puțin, înainte să iau pachetul, stai puțin. Spune. Ia spune. Ce mi-ai vorbit? N-am aflat nimic, decât Gianni zicea că vrea să mă bate și că să nu mai comentez nimic important. Mint puțin, da. Momentan o să mă dau pe lângă el și o să încerc. Da. Vezi de grijă ce faci. Da. Vezi că Gianni, hai de mai așa de acolo. Vezi că Gianni m-a cam pus, m-a cam rugat să-i fac o seară cu prietena ta. Să ce? A vrut o seară cu prietena. Mi-a spus să-i fac. Să-ți facă ce? O seară, o lipeală, știi? A, o seară cu prietena mea? Da. Avem noi așa ceva la închisoare? Mă rog, mal că avem. Să nu se întâmple așa ceva. Orice, dar nu asta. Orice, dar nu să nu lăsa să se atingă de ea. Altfel se pică totul. Cum lucrezi și tu cu noi. Eu lucrez, dar nu-l lăsați niciodată cu el. Gianni nu se atinge de... Așa, să nu se atingă. Nu se atinge. Mama ta trebuie să se atingă ăla. Așa ziceam și eu. Hai, să iau. Dă pachetul. Așa, mă, dar e... Dar ce-i pachetul ăsta, colegul? Știu, are destul de mult, adică e împachetat, nu văd. Păi nu l-a verificat nimeni? Îl prinde. Mâine mă cheamă Alex. Apropo, pe mine... S-a verificat la intrare, a spus că nu are nimeni. S-a verificat la intrare. Da, dar i s-a pus coci. Michael, sau Michel, depinde, cum vrei. Michael. Să fiți mă atenți. Uite, mă, fiți mă atenți. Bă, dar ăla chiar face legea pe aici, frate. Ăla chiar face legea pe aici. Asta e ce pot. Gata, mulțumesc. Lăsăm pachetul noi aici. Și o să ne uităm mai încolo ce ne-a lăsat maica mea, ok? O să ne uităm mai încolo. Dar ce-ți treaba ta, mă? Bă, ia jos, mă, acum, mă. Bă, hai, jos. Gata, domnul Gabor. Gata, stați. Dă pe lângă mine, auzi. Gămei. Știu eu pe ăștia care se dau așa.
cap de ou. Mi-a spus piedică, bă, gămeș. Bă, taci că te rup în bătaie. Pe cine rup tu, mă, pe că te au aici? Te au aici de față cu găburii tăi la bătaie. Da, uite, ce uite, 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 ești bine? Da. Mă bucur. Hai, vină cu mine, cu căci. Băi. Asta că n-avem voie aici, că e pasnic ăsta și ne vede. Hai la mine. Așa, ia loc acolo. Pun bușe aici. Opa. Aolo, nu. Ce are cap de mentă? Un pachet. Da. S-a întâmplat ceva? Nimic, nimic, nimic. Ok. Am venit să întreb și eu de ceva. Ce? Ia spune bombune, cum te alintă băieții ăștia. Ce e în geanta aia jos? E de la maica mea niște zacuscă. Ah, bun, n-am mai mâncat zacuscă. Cred că doar o dată în viața mea am mâncat zacuscă. Păi asta înseamnă că nu-ți place. Nu, 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 lasă pachetul acolo. Vreau să mă ușor. Nu, nu te uita. Lasă pachetul acolo. Băi, ce apelule, pleacă mă, dracu, de aici. Hai, tai-o. Mare. Tai-o, mă, mai repede, am zis. Ha. Nu poți să cred că l-ai speriat. Bun. Mamă, se aruncă cu astea, de ce se aruncă? Se bate ăștia? Ce se întâmplă? Am bus, ce se întâmplă? Sunt mai retardate. Aolo. Te mai împinge mine că mă bagi în perte. Aolo. Bă, lasă pachetul! N-auzi? Lasă-mi pachetul! Băi... Domnule, lasă-mi de celula mea. Păi nu știi regula de aur a pușcării. S-a făcut și cursuri de pușcării așa. Lasă, te rog eu mult, pachetul în pace. Aoleu, de ce mi-ai borcanul, domnule? Lasă borcanul ăsta aici și te rog eu. Ce am făcut? Bine că n-am spus că n-am văzut ce mai e în pachetul ăla. Simt și eu cum e să-ți dea cineva iubit, o persoană iubită, un borcan. Poate fi ceva interesant în pachetul ăla, că nici m-am uitat. Dat în cei 7 de pușcărie. Ultimul care te-a căutat. L-ai dat cu capul tău, gata. Păi dacă nu mi-a dus țigări. Hai, ieși afară din celul ăla. Nu mai ce căuta în celul ăsta, înțeles? Hai, vorbim. Băi, jos, hai. Tu nu mai comenta la mine. Și vă rog ceva. Hai, jos. Da. Domnișoara n-are voie să te începe. Ah, ok. Haide. Ieși. Pare rău. Bombonel, am o vorbă cu tine. Bine. Hai, fi-l aici. Vezi pe ăla cu părul negru, gardenul ăla. Care e ăla cu părul negru? Ăla, ăla de stângă, uite să da. Cobor scările acum. Da, da, da. Ăsta o să ai fă grijă în permanență de tine. Ce o să ai, în permanență? În permanență o să ai fă grijă de tine, tot ar trebui să te ții de plan. Ok, bine, sper să fie așa cum zici tu. Așa o să fie, promit. Bine. Pe cuvântul meu de gardien. Mamă, ia, adunarea toată lumea. Da. Adunarea? Da. Super. Mă uitam și la genele. Dar cum naiba, e doamna secretară sau? Am văzut că stai la intrare și se principe cu IT. Hai că se principe cu IT-ul. Și acum ce? Iarăși prezența? Iarăși facem ședința. Mai ieșim afară azi. Păpușele lor. Nu mai ieșim afară, că ați fost obraznici. Dă-te-mă mai încolo. Gata. Colegul aștept să faci prezență. Hai. Chiamă-mă să facă prezență. Alo, mă, că am doar picioarele și vreau să mă și culc. Nu mă interesează. Ați terminat de vorbit? Da. Să trăiți. Uh-huh. Pistol. Pistol. Prezent aici. Care îl cheamă? Păi ăsta îl cheamă pistol. Prezent. Michael. Prezent. Alex. Prezent. Bombonel. Aici. Jenny. E cu mine. Frate, bombonel. Asta are e porecla mea de închisoare, bombonel, pe bune. Nu se putea mai bine. Pruneta. Bă, cac! Jenny. Încă una din asta. Și mă joc cu zbor de aici.
gata, gata, șefule, gata. A, zbor, să dea domnul, să dea domnul să zbor de aici. Vezi că te duci la... Vezi că te duci. Mai din cocina asta. M-am săturat. Băi, că uite știu câți bărbați sunt aici. 7 ani v-am îndurat, fițele. Hai. Și voi pe ale mele cei drept. Hai, liniște de... toți. Hai, și din dea la ce a. Două, ho, 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 stați mă, băi. Opa, nu, ceaperu. Nu știi cine pleacă primul? Nu știi cine pleacă primul? Da, primul pleacă copilul din dreapta. Bombonel. Eu? Afară-te. Perfect. El să vină cu Alex. Da, mă, da, șefă. Băi, stai mă acolo, băi. Dorm cu mine în celulă. Bă, alu! Noapte bună. Ne vedem mâine, da? Ai grijă. Hai, Jenny. Așa. Ia uite îndrăgosteala. Cum e, n-ai vrut să mă îmbrățe, nebună. Noapte bună, noapte bună. Alo! Doamne, doamne, deci doamne. Nu mai comentez lui ăsta. Mă, dar ăsta e vecinul cu prietena mea. Bag, eu las-o de Gianni, doar ce l-o dăm în seara asta. Nu știu, după cum ți-am zis, o să le scoate recunoștită. Da. Zic cu ochii 4 mereu. Seara bună. Noapte bună. Ah, ne băgăm aici direct, știi ceva? Așa. Au, să ne băgăm aici. Nu, no, ne băgăm pe patul ăsta de sus, că îmi place patul ăsta de sus. Băgăm pe patul ăsta de sus. Gata, mă, guys. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi. Nu uitați că avem o desfășurare, un giveaway de la Kiris. La 150.000 dăm premiul cel mare. Până atunci mai dăm oricum și alte premii. Să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acum când apare acest clip, eu sunt plecat în altă țară. Așa că ne auzim data viitoare. Vă pup. Ceau!